Iar acum continuăm cu o știre de ultimă oră. S-a decis, peste hotare vor fi deschise 150 de secții de votare, cu 4 mai mult decât a stabilit anterior Comisia Electorală Centrală. Decizia a fost aprobată cu votul unanim al membrilor instituției în urma unei ședințe extraordinare care a durat câteva minute. Doar pentru atâtea secții s-au găsit bani, anunță CEC. Curtea Supremă de Justiție a obligat autoritatea electorală să deschidă cel puțin 190 de secții. Mai multe partide de dreapta au sărit în apărarea directorului liceului cu predare în limba română din Tiraspol, Ion Iovcev. Asta după ce acesta a fost eliberat din funcție de către Ministerul Educației. Reprezentanții platformei Demnitate și Adevăr, dar și cei din Alianța pentru Unirea Românilor au cerut Guvernului și Ministerului Educației să anuleze decretul, iar Iovcev să fie restabilit în funcție. Iar Partidul Acțiune și Solidaritate se oferă să-i acorde fostului director asistență juridică pentru a rezolva cazul. Reprezentanții partidului Platforma DA spun că au rămas surprinși de decizia Ministerului Educației, dar și de modalitatea prin care a fost demis directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev. Membrii formațiunii au semnat o interpelare prin care îi cer guvernului să anuleze această hotărâre. Solicitarea a fost depusă la Cancelaria de Stat. Acest ordin să fie imediat revocat, iar domnul Iovcev să rămână în continuare directorul liceului. De asemenea, noi considerăm că domnul Iovcev va trebui să facă și o cerere personală în instanța de judecată. Și reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor au venit în susținerea lui Iovcev. Ei au depus un demers la Ministerul de Resort în care îi cer ministrului Liliana Pogolșa să anuleze ordinul prin care a fost demis managerul instituției de învățământ. Colegii noștri au făcut toate demersurile necesare către autoritățile publice de Republica Moldova care sunt vizate în acest proces. Ion Iovcev trebuie să fie repus în funcție în regim de urgență. Și PAS se arată dispus să susțină repunerea în funcție a lui Iovcev și declară că se alătură acțiunilor inițiate de Partidul Platforma DA și AUR. Membrii formațiunii vor urmări de la distanță modul în care vor decurge lucrurile, ne-a spus serviciul de presă al PAS Aurica Jardan. Am solicitat reacția autorităților vizate, însă reprezentanții Cancelariei de Stat ai Guvernului și serviciul de presă al Ministerului Educației ne-au spus că deocamdată nu pot comenta, întrucât nu pot confirma recepționarea solicitărilor. Directorul liceului cu predare în limba română Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev, a fost eliberată din funcție după 29 de ani de activitate. Decizia a fost semnată de ministrul Liliana Pogolșa chiar în ajunul aniversării a 30 de ani de la fondarea instituției. Reprezentanții Ministerului Educației au precizat însă pentru presă că Ion Iovcev a fost demis pentru că a împlinit 70 de ani, iar conform codului muncii poate deține această funcție până la această vârstă.